la împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis îngerul său la o tânără fecioară numită Maria, care era logodită cu Iosif. Și îngerul i-a zis: Maria, Dumnezeu este cu tine. Ai căpătat mare îndurare înaintea lui Dumnezeu. El te-a ales să naști un fiu. Fiu de Dumnezeu. Domnul îi va da scaun de domnie al tatălui său David. El va fi mare. El va împărăți peste casa lui Iacov în veci. Și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a răspuns: sufletul meu îl glorifică pe Dumnezeu. Eu sunt roaba Domnului. Facă-mi-se după cuvintele tale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin proroc. Iată, fecioară, va fi însărcinată, va naște un fiu și va pune